bună dimineața. Am ieșit din nou pe stradă să predicăm Evanghelia. De data asta ne-am adus întăriri Denis, care e din Timișoara, Luca, de la mine, de la biserică. O să mai vină încă două persoane, Raul, care filmează. Și mai avem un invitat cu noi, o să fie preotul Teodor Lazar, de la Biserica Greco-Catolică. Pentru cei care nu știți, Biserica Greco-Catolică a fost cea mai persecutată pe vremea comuniștilor. Preoți precum Iuliu Hosu, Rusu Alexandru, Liviu Chinezu și alți preoți. O să ne întâlnim aici cu Părintele Lazar și o să ieșim pe stradă să predicăm Evanghelia împreună. Acum o să mergem să-l invităm pe Părintele Lazar, o să intrăm în biserică, o să facem invitația personală, deși am vorbit deja cu dânsul și a zis că se bagă și el. Haidea să intrăm, să vedem. Bună ziua! Oare aveți două minute să povestim cu dumneavoastră? Nu vă supărați. Vrem să povestim despre sărbătoarea Crăciunului. Am ieșit cu Părintele Lazar să povestim cu oameni despre ce înseamnă Crăciunul pentru ei. O să facem un videoclip pe care o să-l punem pe internet, să ajutăm tinerii să meargă mai departe, să spună și ei mesajul acesta al creștinismului. Ce reprezintă pentru dumneavoastră, de exemplu, Crăciunul? A da dărui, da petrecere timp cu familia. Frumos. Într-adevăr. A știți ce frumos se spune la botez? E fiecția dumneavoastră, așa-i? Da. Ați botezat-o? Da. Da? Da. Mă duc aminte la botez, se spune, se citește din Matei, ultimul capitol, în tradiția bizantină, la botez, așa se face. Și se spune așa, Iisus spune acolo un ultim mesaj, înainte de înălțare, ci eu voi fi cu voi în toate zilele voastre. Amin. Ce frumos e să știe fiecția noastră, că Iisus va fi în toate zilele. Dumneavoastră nu cred că veți reuși. Nici nu vă doriți. Eu nu-mi doresc, și eu sunt tata trei fete și nu-mi doresc să fiu în toate zilele lor cu ele. Adică să plece ele înaintea mea, fie mai ales în Împărăția lui Dumnezeu. Dar Iisus, ce frumos este să știe pe dumneavoastră că Iisus e în fiecare zi cu ea. Eu cred că asta trebuie să înțelegem acum în sărbătoarea asta, că Hristos e cu noi în toate zilele și gata să se nască pentru viața noastră. O viață nouă și bună. Când să aveți o sărbătoare cu, în familie, și în familia asta pruncul să mă lipsească. Oricum aveți o pruncă minunată. Fiți binecuvântați. Bună! Ce frumos ați aranjat aici. Oare aveți un minut de o discuție? Am ieșit cu Părintele Lazar pe stradă să vorbim oamenilor despre creștinism. Da. Să vedem ce înțelegem din sărbătoarea asta. Pentru noastră. Nu știu că așteptăm în biserică, să ieșim în templu, să ieșim în afară. Că Iisus, la urma urmei, nici nu prea a fost lăsat în templu să vorbească. Mergea spre sufletul omului. Ce așteptați de la sărbătoarea asta? Că toți avem așteptări. De la o zi la alta așteptăm ceva, nu? Măcar ziua de mâine așteptăm. Da. Sărbătoarea asta de Crăciun vorbește de dragoste între oameni, de liniște, de bun simț, de... Nu? Eu așa știu. De bunătate umană. De relații sănătoase, unii da, cu ceilalți. Da, exact. Oamenii pot fi buni într-o anumită măsură, buni, cu totul buni. Cred, numai Dumnezeu e cu totul. Nu reușim. Încercăm, dar nu reușim. E un tânăr care m-a provocat la asta și mulțumesc la Alex tare mult. Dar un tânăr zice Evanghelia că s-a dus la Iisus și a zis, învățătorule bune, ce să fac să moștenesc? Și Iisus zice, ce-mi zici bun? Cine-i bun? Numai Dumnezeu e bun, că le are toate și dă totul. Și sigur, pe chipul lui Dumnezeu suntem și noi. Și suntem buni când dăm totul, cu drag. E despre a dărui, dar să ne amintim că darurilor e Iisus Hristos. Să nu fie sărbătoarea asta pe Iisus Hristos. Noi vă facem o urare pe oricum. Sărbătoare cu Hristos. Hristos nu să se nască doar așa într-o idee a istoriei sau într-o amintire noastră, să se nască în inima noastră, să se crească. Iar avem și noi negociere. Știți, acum cu ocazia sărbătorilor, vă dăm toate lucrurile mai ieftine. E bine, e o formă de generozitate, de dăruire. Bine. Noi lucrăm foarte mult, de exemplu mama lucrează, este meșter popular de vreo 30 de ani, da, are 78 de ani, dar mulțumesc. Nu se lasă. Numai așa de weekend-uri mai venim și noi, sâmbătă, duminică, când reușim ca să, un pic să, și noi să ajutăm, știți? Dacă ar fi cu 2000 de ani, ar fi trăit mama dumneavoastră, nădăjduiesc că ar fi fost ca magia aceea, i-ar fi cusut ceva dar lui Iisus Hristos, un veșmânt. Da, ca să fie călduț pruncului venit. Da. Și azi, Hristos se naște sub tot felul de prunci. Veți vedea și prunci foarte sărași trecând pe aici. Și măcar un gând bun. Da, eu întotdeauna le dăruiesc ceva. Foarte frumos. Le dăruiesc
și pe stradă, dacă o văd un om mai sărac, omul n-a ce să faci când ajunge pe drum și cerșește, înseamnă că totuși are ceva lipsă. Așa este. Totuși. Eu nu pot să mă duc lângă un om sărac ca să nu dau ceva. Slavă lui Dumnezeu, să știți că nu Hristos, pot, că nu mă lasă tipul lui Hristos în el. Prin el. Prin el, în noi, în fiecare dintre noi. Da. Să aveți sărbători cu Hristos, să fiți bogate sărbători. Fiți binecuvântată. Mulțumim că ne-a stat de bine. Hristos nu presupune o religie, o relație. Corect, corect. O relație, dar până acolo, fiecare, nu toți oamenii pot revendica faptul că sunt în relația asta, dar e unde începe. Sunt patru eruri, de fapt. Realism, trebuie să fii realist, nu? Legătorul corupt, îți amintești din Evanghelie, legătorul corupt. Da. Zice, a fost părât la stăpân și zice, ce voi face? Zice, că mi-e rușine, o să mă alunge din asta pentru că a fost corupt. Da. Ce voi face? Pentru că a săpa nu mai pot. Mi-e rușine să cerșesc. Așa mai departe. Deci știu ce voi face. Îi chem pe frații mei și împart. Că Dumnezeu la urma urmei cere rost toate bunurile astea. Așa e. Survin. Și ce spune asta despre acest om? Și ce ar vrea să fie fiecare om, începând cu noi, realiști. A fost realist. Știu că aia nu poate. Da, și atunci da. Și-a regăsit că nu numai pentru el, ci și pentru ceilalți trebuie să gestioneze lucrurile, realism, după aceea intervine și orizontul religios. Există un fenomen religios cu tangență inevitabilă pentru căutătorul de Dumnezeu. Există un registru, dar rămâne acolo, e o dramă. Eu îl numesc spiritualitate mai mult, adică nevoia umană de a transcende dincolo de ceea ce se vede. Să rămân în aer și după aceea este al treilea pas, revelația. Da. Dumnezeu ți se arată. Corect. Dacă nu există, ce caută și vei afla, zice Iisus Hristos. Bați și se deschide și așa mai departe. Ceri și primești. Deci căutătorul acesta realist, care trece și prin fenomenul religiozității, e un parcurs, dar a nu rămâne în limita lui, și apoi este revelația, după care te așezi cu putere și bucurie în relație. Iisus Hristos nu este întemeitor de religie, ci este Mântuitor și Domn, care stă cu tine, Alex, cu mine, Tudor, fratele care ne filmează, vrea să stea la masa veșniciei cu noi. Amin. Dar de pe aici. A nu gusta de pe aici, a crede că doar în ultima clipită a vieții vei avea o strălumânare. E un risc enorm. Raiul, așezarea cu Dumnezeu, e de pe aici. Sau nu e. Așa e. Știi, până la urmă, ceea ce unii numesc iad, nu e altceva decât absența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi acolo unde tu nu l-ai așezat niciodată. Corect. N-are cum. Deci, asta e vrut, fără. Dar Dumnezeu nu sforțează libertatea pe care ți-a dat-o ca suprem dar existențial. E o mare cinste. Vă mulțumesc, vă iubesc. Îi mulțumim părintelui Lazar că a ieșit cu noi pe stradă. Ați văzut cât e de important să ieșim din mediile noastre cumva formale și să mergem în mediile naturale ale oamenilor. Părintele Lazar a fost astăzi un apostol împreună cu noi și a învestit Evanghelia și îi mulțumesc foarte mult. Îl încredințăm numai la Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvânteze, părintele Lazar. Mă bucur că România are tineri ca voi. Nu stă pe mari, nu este suportată țara asta, poporul ăsta, pe structuri altele decât niște piloni tineri, nu mulți, dar viguroși în Hristos. Amin. Mulțumim. Mă bun, am fost într-o primă fază și am predicat, am fost doi câte doi, exact cum spune Sfânta Scriptură. Acum ne-am întors, exact cum s-au întors ucenicii la Iisus Hristos, să-i întrebe ce-au făcut, ce-au văzut, cum vă întreb și eu ce experiență ați avut. Bună, au fost oameni, a vorbă cu oameni. Bine, nu? Da, unii au fost primit, adică o femeie au fost primitoare, alții direct mi-au răspins, pentru că atunci când aude Dumnezeu, te întreabă de secte. Ce secte ești? Ce secte ești? Da. Oamenii nu înțeleg că tu ești copilul Dumnezeu și n-aparții niciunei religii, practic ești creștin și atât. Am explicat că pentru noi și Dumnezeu nu există nicio secte și foarte oamenii. Și voi? În cazul nostru am vorbit cu doi bărbați. Unul era, unul din ei, primul care am vorbit, era în căutare. Deci a citit din Biblie, spunea că nu înțelege cum Dumnezeu din univers s-a coborât pentru noi, știi? Adică nu putea înțelege ce valoare rațional. Ce valoare am eu ca să coboare pentru mine, Dumnezeu, știi? Înțeles. Bine. Ce interesant. Și e greu, vi se pare greu? Spuneți-lor tinerilor. Eu am găsit deschidere. Cu Daniel am găsit deschidere, foarte oameni.
Zii, Daniel. Care am fost la el, chiar coborau de la biserică de acolo. A zis, nu, noi venim de la biserică, nu ne mai interesează. Da. Oamenii ne asociază foarte mult cu martorii Jehova. E bine, când ieșiți pe stradă, trebuie să aveți și o îmbrăcăminte corespunzătoare, în așa fel încât să nu vă asemănați cu ei, pentru că trebuie să fim cât mai natural, să ne asemănăm cu oamenii. Acum o să împărțim iarăși, ne amestecăm, o să mergem din nou doi câte doi, o să iau pe altcineva cu mine și mergem să mai predicăm Evanghelia. Haideți! Hey. O să vă ajut? Da, spune. Trebuie să ajungem și noi în Sora. În Sora, da. Da. Sora, fii atent, deci cum, ne stăm cu fața încolo. Okay. Exact peste drum de asta. Da, ok. Dar până atunci, aveți două minute, facem un videoclip despre creștinism autentic. Așa. Noi suntem creștini, tineri evangheliști, care merge și le spune oamenilor despre Dumnezeu, nu despre o religie. Le spune numai că Iisus Hristos a murit pentru ei acum 2000 de ani. Și că oamenii trebuie să înțeleagă ce cinste a făcut Dumnezeu că l-a trimis pe singurul lui Fiu să moară pentru tine și pentru mine. Așa. Ce părere aveți voi despre lucrul ăsta? Ce reprezintă pentru voi Iisus Hristos? Îl vedeți voi ca pe Mântuitorul vostru personal? Aveți voi certitudinea? Eu personal, da. Și cred că oricum asta a fost o jertfa supremă pentru noi. Și ca să ne putem mântui așa-i ulterior și, nu știu, cred că face parte din noi tot. Da. Așa e, foarte bine ai spus. Biblia spune că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și El a murit pentru tine să-ți ierte toate păcatele și tu trebuie să te împaci cu El, pentru că noi ne-am născut în păcat. Noi suntem oameni răi din fire. Eu sunt psiholog de meserie și tot asta încerc să le explic oamenilor că uneori știința nu poate explica anumite lucruri. Și ce nu poate explica știința, eu vreau să le spun oamenilor despre Dumnezeu. Și vreau să vă spun vouă că aveți nevoie de Iisus Hristos ca mântuitor personal. Nu de o religie, nu de o instituție religioasă, ci de El ca și persoană. Pune Biblia că dacă tu crezi din toată inima ta că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, El vine și locuiește în tine. Dacă tu crezi lucrul acesta și dacă mărturisești cu gura ta că El e Fiul lui Dumnezeu, ești mântuit. Crezi lucrul acesta? Da, cred. Crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Cred, asta cred. Da? Ați vrea să ne rugăm împreună să-L primim pe Dumnezeu în ființa noastră, să ne rugăm împreună. Vrei să facem rugăciune? Da. Vrei? Da. Haide să ne rugăm. Spuneți după mine. Tată, venim înaintea ta în numele lui Iisus Hristos. Tată, venim înaintea ta în numele lui Iisus Hristos. Și îl primim pe Iisus Hristos ca mântuitor. Și îl primim pe Iisus Hristos ca mântuitor. Credem că El a murit pentru noi ca să ne ierte toate păcatele noastre. Credem că El a murit pentru noi ca să ne ierte toate păcatele noastre. Te iubim și îți mulțumim că ne-ai mântuit sufletul. Te iubim și mulțumim că ne-ai mântuit sufletul. Și ajută-ne să spunem și celorlalți despre ce ai făcut. Și ajută-ne să spunem și celorlalți despre ce ai făcut. Îți mulțumim în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mulțumim Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Domnul să fie cu voi. Să rămânile. Îmi cer scuze că vă derac. Nu vreți? Nu am nicio treabă. Ați văzut? Nu toți oamenii vor să stea să discutăm despre Dumnezeu, dar până la urmă e democrație și la Dumnezeu. Dumnezeu nu vine să se autoimpună. Iubește-mă, Dumnezeu nu. Satana face lucrul ăsta. În schimb, Dumnezeu zice, mă omule, dacă tu vrei să mă iubești, facă-ți-se voia ta, dacă nu, facă-ți-se voia mea, zice Dumnezeu. Merge mai departe. Vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră sărbătoarea Crăciunului. Știu că e o sărbătoare sfântă și respectată. Așa e. E Crăciun. E Crăciun, da, că a venit Iisus Hristos și a murit pentru noi și El s-a întrupat în copil. Da, nu le-am învățat. Da? Și ce reprezintă pentru dumneavoastră Iisus Hristos? E El mântuitorul dumneavoastră personal. Da, credeți? Și al dumneavoastră. Și al meu, corect. Suntem niște tineri din biserica creștină care am ieșit să predicăm oamenilor despre Dumnezeu, nu despre o religie. Ci pur și simplu să le spunem că Dumnezeu Tatăl a trimis pe Dumnezeu Fiul în lume să moară pentru noi. Pentru ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Da. Credeți că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Credeți, așa-i? Dar credeți pentru dumneavoastră personal. Uite, aveți vreo problemă pentru care ați vrea să ne rugăm pentru dumneavoastră? Nu știu, o problemă de sănătate? Da? Pot să mă rog pentru dumneavoastră? Îmi dați voie să mă rog pentru dumneavoastră. Cum vă numiți? Maria. Maria. Doamne, Tată, vin în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, și prin Duhul Tău cel Sfânt mă rog pentru această femeie, Maria, ca Tu să lași sănătate în trupul ei. Ca Tu să lași, Tată, pacea Ta peste ea și peste familia ei, să lași bucurie în viața ei, în casa ei, Tată, pentru că să-L primească pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Îți mulțumesc că ne-ai scos-o în cale, Doamne, Dumnezeul meu. Mă rog în numele Lui Iisus din nou ca ea să fie mântuită și vindecată, în numele Lui Iisus. Te binecuvântez și îți mulțumesc, Tată, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În ce parte faceți? Din ce categorie? Facem parte din Biserica lui Iisus Hristos. Da. Acum suntem și ortodoxi, și catolici, și baptiști, și penticostali. Nu contează că noi ne strângem și ne rugăm pentru oameni. Că asta suntem interconfesional. Vă mulțumim!
ea e Miriam. După ce a văzut primul videoclip pe internet, mi-a scris și mi-a zis că vrea să vină și ea să predice cu noi pe stradă. Ce te determina cel mai mult? Faptul că îmi lipsea același context ca și acasă, făceam asta și împreună cu tinerii de la mine, de la biserică, și știam că Domnul mă vrea și aici, în Cluj, și când am avut inițiativa, am zis că vreau să mă alătur, deși singura fată, dar... În Hristos nu-i nici bărbat, nici femeie. Ați văzut ce interesant, că videoclipul ăsta ajută pe oameni. Sper ca și videoclipul de față să motiveze alți tineri să iasă pe stradă, să predice Evanghelia. Sărmâna! Ce faceți? V-am speriat? Aveți un minut să discutăm ceva cu dumneavoastră? Da. Da? Uitați, noi facem un videoclip despre creștinism autentic. Noi suntem niște tineri creștini din Biserica lui Dumnezeu, unii sunt ortodoxi și alții sunt penticostali, catolici. Penticostali. Da? Nu. No. Și eu sunt penticostal. Pacea Domnului atunci. Pacea Domnului. Vrem? Noi ieșim pe stradă și predicăm Evanghelia. Astăzi am ales o zi în care să predicăm oamenilor și am avut câțiva oameni. Vreau să vă întreb, ce reprezintă pentru dumneavoastră Iisus Hristos? Pentru mine e o bucurie, e o soartă fericită când am intrat în apa botezului, m-am întors la Dumnezeu. E mântuitorul dumneavoastră personal? Mântuitorul meu și amin. Cu viața a treia zi. Amin, amin. Și... Mă lăsați să vă binecuvântez în numele Lui Iisus Hristos. Da. Tată, vin cu această soră și vreau să binecuvântez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Te rog să o păzești, să fii cu ea toată viața ei, Tată, să intri în casa ei, să mântuiești și celelalte persoane și să fii cu ea până la sfârșitul zilelor vieții. Îți mulțumesc că mi-ai dat-o în cale. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pace. Domnului, să aveți o zi binecuvântată. Să vă rugați pentru noi. Amin. Dar n-ai vrea să ai un răspuns. Adică până la urmă o să te întrebi, mă, dar lumea asta e doar atâta? 80 de ani pentru cei mai puternici, pentru alții 65, pentru alții 25. Îmi vin oameni la consiliere, oameni care au cancer. Și vin și spun, Alex, am o frică foarte, știu că o să mor. Și aici deja nu mai pot să intervin cu știința, să încerc să explică de fapt ei, psihologia cognitivă, felul în care tu vezi de termină frica, ci omule, spune Biblia, trebuie să te pregătești că te vei întâlni cu Dumnezeul tău. Adică eu nu pot să vă mint pe voi să spun că adevărul e doar produsul minții tale, adevărul e doar ce adevăr pentru tine, doar ce pentru el adevăr, ci adevărul trebuie să fie ceva absolut, adică Dumnezeu, într-o zi te vei întâlni tu cu Dumnezeul tău. Ești pregătită pentru lucrul ăsta? Nu știu, nu mai am multă viață. Mult, dar uite-te, ziua de mâine nu e a ta, nu știi ce se va întâmpla, de unde știi tu că tu ai mult, că ai multe zile înainte? Nu știi, tu crezi că ai multe zile înainte, tu treci prin credință până la urmă, vezi? Dar Dumnezeu spune în același lucru. Uite, eu nu vreau să mă luăt oamenilor, pentru că eu, dacă pe mine m-ați aduce pe mine în omenirea asta, zice Dumnezeu, eu n-aș mai fi Dumnezeu, pentru că nu mă puteți supune pe mine rațiunii voastre și observabile și măsurabile acestei lumi, ci eu sunt transcendent dincolo. La fel, pe Dumnezeu îl accesez tot prin credință, spune Sfânta Scriptură. Crezi lucrul acesta? Eu, sincer, sunt ortodoxă de fenomenul. Foarte bine. Dar, și noi suntem ortodoxi, catolici aici. Nu am nicio problemă cu nimeni, dar cred că toată chestia asta cu cum îți exprim religia trebuie să fie o chestie mult mai intimă, mai personală și atunci așa o văd. Păi de ce? Că Biblia spune că Iisus Hristos a murit pentru întreaga omenire, adică ceva public. Dacă eu cred ceva, da, și în sufletul meu și am în credința mea și mă rog în fiecare seară, nu trebuie neapărat să... Dar e foarte bine, într-adevăr, da, e foarte bine. Și atunci mi se pare că se exagerează foarte multe chestii în domeniul ăsta și sincer am renunțat să-mi caut o biserică, o religie. Am căutat răspunsuri la aceste întrebări. Ok. Viața asta, acum, în acest moment, e mult prea, e foarte stresantă și așa. E. Și atunci nu mai depun un... Da. O efort. Da, uite. Poate când o să termin școala sau așa, o să am o vacanță. Da, poate. Dar de unde ai certitudinea că poți să termin școala? Tu crezi? Tu ai încredere în tine, dar tu nu ești Dumnezeul tău. Tu ai un Dumnezeu care El e responsabil de sufletul tău. Spune Iisus Hristos o pildă că era un om bogat care El spunea în inima Lui, am să-mi strâng o avere și am să stau liniștit toată viața mea după ce m-am să strâng averea asta. Și Dumnezeu a spus, nebunule, chiar în noaptea asta am să vin și am să-ți iau sufletul. Pentru că Dumnezeu e responsabil de sufletul tău. Păi atunci îmi fac viața, mi-o cred și mi-o fac și trăiesc așa clipe frumoase încât în orice moment, poate eu mă înșel, dar... În orice moment pot să mor și eu, măcar am trăit frumos. Și atunci... Dar tu ai trăit frumos, dar Biblia spune că există o veșnicie, noi avem o veșnicie. Tu, faptul că ai trăit aici 15, 20, 30 de ani, nu ești convinsă de chestia asta.
Și crezi că viața asta e doar numai ceea ce se poate observa, pentru unii 80, pentru alții, pentru copiii cu cancer de la oncologie pediatrică care trăiesc doar 12-10 ani? Crezi că atât e viața asta? Pentru ei nu, dar pentru mine nu știu cum, dacă să mă văd în... Dar uite, n-ai vrea să, uite, pur și simplu, n-ai vrea să ai certitudinea că ești mântuită, că într-o zi te vei întâlni cu Dumnezeul tău, cu Mântuitorul tău, cu Iisus Hristos. N-ai vrea să ai certitudinea asta? Nu, să știi că, bă, orice mi s-ar întâmpla, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Pentru cine mi-a fără certitudinea asta? Dumnezeu, faptul că tu crezi, dacă, uite, dacă ne rugăm împreună pentru lucrul ăsta, să primești certitudinea asta, că tu ești mântuită. Asta îți va da ție încredințarea că tu ești mântuită. Nu, nu crezi? Nu, ești mai necredincioasă. Ok, ești necredincioasă. Dar mă rog ca Duhul Dumnezeu să te conștientizeze că tu ai nevoie ca sufletul tău să fie mântuit. Pentru că într-o zi chiar o să te întâlnești cu El. Și Dumnezeu să-ți aducă aminte exact ce ți-am spus eu acum. Tu crezi lucrul acesta? Crezi că Iisus Hristos a murit pentru tine să-ți ierte toate păcatele tale? Nu știu cât de ea trebuie să te gândești. Trebuie să te gândești. Ok, nicio problemă. Nicio problemă. Domnul să vă binecuvânteze. Ați văzut că oamenii sunt pui... nu știu să găsesc cuvântul potrivit. Sunt puțin reticenți la cuvântul lui Dumnezeu. Și în special am observat că generația tânără, cu generația tânără e mai greu să le explici pe Dumnezeu, pentru că ei vor să-L supună pe Dumnezeu rațiunii, științei, doar ceea ce poate fi observat și măsurat. Însă Dumnezeu e dincolo de ceea ce se vede. Oameni buni, trebuie să aveți voi experiențe cu Dumnezeu. Trebuie să stați voi în rugăciune, nu știu, că chemați-L în camera voastră, cum spunea Petre Țuțea. Pe Dumnezeu nu putem supune rațiunii. Trebuie să se reveleze. Căutați-L voi în camera voastră, în odăița voastră și sunt convins că El se va descoperi. Dar bun, cam asta a fost pentru ziua de astăzi. Ați văzut în videoclip că au fost persoane care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, au fost oameni care au primit, oameni pentru care ne-am rugat, oameni care au plecat cumva frustrați și noi am plecat frustrați și dezamăgiți pentru unele persoane. N-am prins toate cadrele pentru că ne-am dus și doi câte doi și n-am avut atâtea camere pentru a prinde sau surprinde toate momentele. Dar noi am fost echipa de misiune în Cluj, noi ne spunem Vox Clamantis in Deserto, de fapt e traducerea în latină a vocea celui ce strigă în pustie, pentru că asta suntem, nu suntem noi, cum spunea Ioan Botezătorul, nu suntem noi acela, ci noi doar vorbim despre acela, suntem doar o voce. Și vreau să-i mulțumesc lui Denis, lui Daniel, lui Miriam, lui Luca și lui Raul care filmează. Pentru alte videoclipuri sperăm ca Dumnezeu să ne pună în gând și dorința să mai facem. Vă binecuvântăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și vă încredințăm în mâna Lui. Amin. Amin.